adoptați astăzi prin dispoziția numărul 64 din 24 martie 2023 la ședința ordinară a Consiliului Local. Constat că prezența consilierilor este majoritară, lipsește doar domnul Andrieș. Motivat. Drept pentru care declar deschise lucrările ședinței de astăzi. Dau cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta ordinea de zi. Da, am mai avut un proiect de hotărâre de ordine de zi suplimentar, care o să dau citire. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre prin aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul extindere de rețea electrică Nănești, DG252, Comuna Palicea, Dreptul Bacău, a contractului de asociere și a contractului de confinanțare cu SC de Gaz Grid SA în vederea implementării acestuia. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Palincea pentru ședința adunării generale a Asociației SC Compania Regională de Apă Bacău SA din data de 20.04.2023-21.04.2023. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 al contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, operarea instalației numărul 1078-1087 din 16.04.2018, încheiat cu SC Ecosud SA. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii de către un delegat sătesc care să reprezinte interesele localității, satelor, Barna, Poenă, Stăsen și Mileș de Sus, în Consiliul Local. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședinței al Consiliului Local al Comunei Palincea, Județul Bacău, pentru ședințele din lunile iunie, aprilie, mai. Aprilie, mai și iunie, anul 2023. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL cu numărul 69 din 29.12.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrațiilor prin Compania Națională de Investiții CNI SA, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, construirii sale de sport în Comuna Palincea, Județul Bacău. Punctul numărul 7. Diverse. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă cineva? Totalitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul extindere rețea electrică Nănești, DG252, Comuna Palincea, Județul Bacău, a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu SC Biogaz Grid SA, în vederea implementării acestuia. Dăm cuvântul domnului Grid. Domnul consilier, domnule primar, bună ziua. La acest punct de hotărâre, de proiect de hotărâre, se felicităm aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul extinderii rețelei electrice în Nănești, în zona drumului de țeavă 252, a contractului de asociere, precum și a contractului de finanțare cu SC Gaz Grid SA, în vederea implementării proiectului menționat. Este vorba despre lucrări de extindere de rețea electrică în lungime totală de 460 de metri și lucrări pentru întărirea rețelei electrică în locuile conducător clasic pe o lungime de 840 de metri. Costurile totale ale investiției estimate sunt de 43.101,23 lei, fără TVA. Din valoarea estimată a lucrărilor respective, cofinanțarea, adică partea pe care trebuie să o suportăm noi Consiliul Local, este de 21.550,62 de lei fără TVA, adică 50%. Pentru aceste valori trebuie aprobate contractele de asociere, respectiv contractele de finanțare cu SC Gaz SA. Cam atât despre acest subiect, aștept de interes. Ia cuvântul cineva în legătură cu primul proiect. Ce aș putea să imaginez la gasul? Deja stâlpii sunt puși, nu acolo. Nu, domn primar, acolo sunt stâlpii puși. Deci, noi, dumneavoastră, noi dăm amplasamentul exact la forma inițială, da? Deci, noi am făcut o expertiză tehnică. Expertiza spune că se poate construi în continuare pe stâlpii respectiv, da? Când vine CNI-ul, ei fac licitații, ei fac, scoate proiectare plus licitații, da?
Deci, abia de acolo pleacă. De la stâlpi, acolo pleacă cu proiect și cu tot ce trebuie în continuare până la finalizare. Nu mi-o predă la urmă, nu mai are nicio treabă. Dar distrâmpea. Distrâmpea, da, 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 același loc. Nu schimbă. Nu distrâmpea așa. Și oare, iar firul ăla, care nu-i pus să-l hărească, spune din capul. Unde? Acolo. Care fir? Care e ăla, care e în acolo. Nu ai se referă la 252, nu? A, nu, domnule, stai un pic. Nu-i la Rănești? Da, 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 a, nu, eu, da, deci nu, mă gândeam la, la altă, deci aici, pe stâlpii care am pus noi, noi am făcut extindere din plac public, da? Aia, acum, ca să putem, ca să poată să lege cetățenii, trebuie să vină cu alt fir, da? Care are alte costuri. Și vor ca să subvenționăm noi o parte din ei. Bine, că valoarea e mult mai mare, voi să subvenționăm de fapt. Cât? 20.000. Nu știu care este valoarea exact. 50%, nu? Da, păi, de altfel nu vor. Și oamenii stau acolo și păcat, că e zonă în care sunt case construite și nu au curent. Solicit avizul comisiilor. Comisia numărul 1, aviz favorabil, comisia numărul 2, comisia numărul 3. Aviz favorabil. Se supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul 9 de netezi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost aprobat. Punctul numărul 3, primul hotărâre prin stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comunei Părnicea pentru ședința adunării generale acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din data de 20.04.2023 și 21.04.2023. Dăm cuvântul domnului contabil. Din adresa numărul 3738/17 martie, Societății Compania Regională de Apă Bacău, ESA, au fost convocați în adunarea generală a acționarilor, pe data de 20 aprilie 2023, iar în cazul în care este, se va stabili că este nația tatară, se va renova ședința pe data de 21. După cum știți, la fiecare ședință la CRAB, se solicită mandatul special pentru a putea vota în ședința respectivă. Ordinea de zi a ședinței este următoarea. Aprobarea declanțării procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor articolului 11 aliatul 2 de act constitutiv al societății, împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor de la agență comersului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Documentele au fost prezentate dumneavoastră pentru studiu, dar mai vreau să deliberăm. Discuții, dorește cineva să vorbească ceva? Avizul comisiilor. Comisia 2. Comisia 3. Punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, unanimitate de voturi a fost aprobat. Punctul 3. Punctul numărul 3, prin hotărâre privind aprobarea acordului adițional numărul 3 a contractului de delegare a gestiunii servicii de salubrizare, operare, instalații numărul 1078 per 1087 din 16.04.2018, încheiat cu CC Costut S.A. Dăm pentru domnul contabil. Da. Prin adresa numărul 16 din 3 martie 2023, Adis Bacău, ne solicită să supuneți pe analiza și aprobare în prima ședință de Consiliul Local a actului numărul 3 al contractului de delegare de spunii servicii de salubrizare, numărul 17 de 16 aprilie 2018, încheiat între ei Consul de SA și Adis Bacău în numele și pe seama unităților administrative teritoriale membre. În baza hotărârii sau prin adresa 570/7/2023, SCE Consul, precizează faptul că tarifele au fost ultima oară modificate în anul 2020. Datorită modificărilor legislative de atunci până în prezent, respectiv modificarea salariului minim de economie sau modificarea prețurilor la diferite materiale, solicită și dumnealor actualizarea prețului pentru serviciul de salubrizare. Pentru actualizarea prețului acesta este necesară întocmirea actului adițional numărul 3, care supune o ședință astăzi. Cam atât despre asta, dacă aveți nevoie de mai multe amănunte, avem documentele la dispoziție. Eu vreau să întreb.
Cu cât sau cum se mărește prețul? Avem asta pe aripota. Da. Justificarea este în fișele de atunci de către fișe de costume, da? Și avem fier. Pentru modificarea trebuie de portare la deșeurile de hârtie, carton, metal, plastic, sticlă, colectate separat. Tariful propus este de 900,02 lei per tonă, în comparație cu tariful anterior, 6,33 lei per tonă. Ei, mulțumesc! Dar noi, la, domnul Pavel, la pieturi, la cartoane, la ce... deci ăstea banii dă ei înapoi, nu? Deci, dacă facem cu noi selectiv și depășim cantitatea care trebuia noi să o facem, atunci sunt comuni care nu-i bani înapoi. Primești 75.000, nu-i bani înapoi și 10.000, depinde de localitate. De astea care sunt în oraș, au publicitări mai speciale și așa, nu-i făcut. Dar noi aici, da, deci, noi aici nu comunicăm foarte mult cu problema noastră, este că noi îi devine, e chiar dacă e cum să plece, pentru interesul lor este că noi plătim la tonă, nu la selectiv, da? Și de asta întâmplă cu problemă, dar mai este puțin, mai avem un an de zile și să încheie contractul ăsta, după aceea când se face un alt contract, atunci trebuie să fim foarte atenți să vedem cum punem problemă. Că dacă vin, găsesc, ei iau, uite, că e și beton, că e și bălegar, că e și orice. Ei, ca cum așa și pleacă. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1, Comisia 2, de acord. Comisia 3. Am zis favorabil. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 3. Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, în unanimitate de voturi a fost aprobat. Trecem la proiectul 4. Punctul număr 4, pentru hotărâre privind aprobarea numirii de către un delegat sătesc care să reprezinte interesele locuitorilor satelor, bani înapoi în Năstăseni și Miliști de Sus, în Consiliul Local Parincea. Dăm cuvântul doamnei secretar. Da. Deci aici țin să fac precizările pe care le-am văzut în materiale de ieri și le-am făcut și verbal. Potrivit articolul 142 din Codul Administrativ și din regulamentul Consiliului Local, articolul 53, există posibilitatea ca în satele unde nu sunt consilieri locali, cetățenii, în urma unei adunări cetățenești, să-și desemneze un reprezentant care va purta denumirea de delegat sătesc. Proiectul ați avut la dispoziție. Procedura este că primarul, după hotărârea de Consiliul Local, va convoca o adunare publică. Vor fi prezenți cetățenii satului respectiv, iar alegerea delegatului sătesc se va face cu majoritatea membrilor, familiilor celor prezenți. Asta înseamnă că dacă dintr-o familie sunt mai mulți reprezentanți, va vota doar unul. Da, cam atât, dacă sunt întrebări. Tot ca o precizare, mandatul este și ca și cel al Consiliului Local, adică la momentul când se încheie mandatul actualului Consiliului Local, se încheie mandatul și delegatului sătesc. Revocarea din funcție se face tot prin adunare cetățenească. Participarea la ședințele Consiliului Local nu este obligatorie, dar poate participa oricând. Obligația noastră este ca acel delegat sătesc să fie invitat la ședințele Consiliului Local în mod expres atunci când se discută probleme din satul respectiv. La momentul la care particip la ședințele Consiliului Local, el este și remunerat cu indemnizația echivalentă consilierului local. Persoanele respective vor veni la fiecare ședință, veți invita. Tocmai am făcut precizarea. Ei vor fi anunțați despre organizarea ședințelor Consiliului Local. Ei nu sunt obligați să participe. Dar da, deci pot participa la toate ședințele. Iar obligația noastră este că atunci când avem pe ordinea de zi proiecte care vizează satul respectiv, să-i anunțăm și să le facem precizarea. E bine să participe în mod expres, dar, așa cum am spus, nu este obligatorie prezență. Ca la deosebire de noastră consilierul local, știți, participarea la ședințe consilierul local este obligatorie. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia 2, Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Punem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă.
4, în anumitate de voturi, a fost aprobat. Sunt ceva punctul numărul 5, punctul hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pariția de Subacru pentru ședințele din lunile aprilie, mai, nu, mai, iunie și aprilie, mai și iunie. Da, aici câteva procedere am să fac tot eu. După cum știți, procedura este că atunci când se încheie mandatul președintelui în funcție, respectiv după 3 luni consecutive, respectiv luna martie, doamna Elena Dobraneș își închide mandatul ales. Dumneavoastră trebuia să faceți propuneri ca pentru următoarele 3 luni, aprilie, mai și iunie, să avem noul președinte de ședință. Vă rog. Propun pe domnul Părâș. Deci. Mai sunt și alte propuneri? Supun votului dumneavoastră propunerea ca domnul consilier Mircea Părâș să fie ales președinte de ședință pentru următoarele trei luni consecutive. Cine este pentru? Unanimitate, felicitări. De luna viitoare, v-aș putea mă... Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre prin modificare a HCL 69 din 21-12-2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNE, ESA, a amplasamentului asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție, construire sală de sport în comuna Pariția, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului Grecu. La deci, prin hotărârea Consiliului Local numărul 69 din 21 decembrie 2022, s-a aprobat prezentarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrării Publice și Administrației prin CNI, Compania Națională de Investiții, a amplasamentului și a asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții construit sala de sport. În urma evaluărilor de către finanțator, a documentelor depuse, realizare și finanțare, s-a primit prin poștă electronică cu adresa adresată la Comuna Pariția cu numărul 1070 din 14 martie, din partea CNI, Compania Națională de Investiții, prin care suntem informați că trebuie să corectăm forma hotărârii Consiliului Local adoptată în 1 decembrie 2022. Astfel, la articolul 2, în acest context, termenul de beneficiar a fost înlocuit cu termenul UAT cu Comuna Pariția. Deci, modificările care trebuie făcute în această constată. Termenul de beneficiar trebuie înlocuit cu termenul UAT cu Comuna Pariția. La articolul numărul 5, Unitatea Administrativă Teritorială a Comunei Pariția se obligă ca, după prezentarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să asigure mentenanța acesteia pe o perioadă de minim 15 ani. În acest context, grupul de cuvinte să asigure întreținerea menționată în hotărârea de Consiliul Local anterioară, se va modifica cu să asigure mentenanța. Cam asta e tot. Deci, pe asta, aștept întrebări. Cineva vrea să scrie la diverse? Eu aș vrea să propun ceva pentru poate în viitor. Ne-ați recomandat, domnule primar, nou consilierilor și poate și cetățenilor, ca să aduni suștaie, care staie copașii, hărăciuga, dar poate v-ați gândit să luați și un tocător. Că de foc nu are voie să-i dea foc, ticărat unde să le duc.
E un pipin. Cam cât ar ajunge o... N-aș avea idei, dar am văzut ceva și după tractor, deci fără curent. Și ați merge cu tractorul, le-ați toca. Dacă îmi place, mă, că așa mă picăm, nu-i de aruncat. Te pica? Focul zice că e periculos, că e amendă, destul de... Da, asta e. În luna iunie, când se poate face rectificare bugetară, mi-a spus la un amendament special pentru așa ceva și am zis și cu ofertă. Adică, dar ar fi tot asta, ar vrea noi să avem cu mână. Dar și nicio problemă, nicio problemă. Da. Da? Mulțumesc, ca tot. Nu știu, da, mă A, eu voiam doar să vă întreb, aici în spate, tot am văzut, este un mare, mare de pământ, ăla ce-i cu el? Ce-i pământul ăsta? Am văzut că are noi în el și beton și sări și... Deci nu, deci nu este un munte. Pământ. Acolo, deci este un mesiu care de la lemni, gunoaiele care s-au adunat la școală, trebuie să înselectăm și să ducem, să punem hârtia la hârtie, dar nu este hârtie sau betoane. Nu. O fi un beton ceva pe acolo, dar nu, deci nu e ceva de speriat care să... Da, da, deci tot ce am pus soteale, cu și la școală, cu copaci, creierile din livadă, ce sunt frunzele care s-au mutat și curtea școlii, s-au pus acolo, da? Ei, noi poate trebuie să ne putem să facem curățenie cât de vechi, dacă vrem și o să înceapă construcția la sala de sport, trebuie să fie curat acolo, nu putem să fie așa. Ne-am ocupat mai mult acum de gunoaiele care sunt pe vedeți, ridicata de mediu și bombardează din rubie. Și trebuie să fie curat. Și vedeți că trebuie să facem gunoi selectiv. Am făcut nu știu câte mașini de gunoi selectiv. Vicele primară, în fiecare zi, de asta aleargă după sticle, după bidoane. I-ați văzut că am apelat și la magazine. Să ne le pună, să ne le dea. Să ne le aduc aici, ca să nu le mai aruncăm. Deci acolo se plătește foarte mult. Plătim cu noi, că ei trebuie să-l bage la selectate. Așa, dacă noi ducem bidoane și sticle, în rest nu are ce să ne facă. Da? Și oricum avem câteva toni bune duse de gunoi selectiv. Am vorbit și cu domnul Vicelic, de la noi în Bodoroș acolo, sunt câteva case care au, n-au, deci au baie tot în casă și n-au fost. Și se dă drum tot în râpă. Deja miroase, vin mulți oameni și de prate. Deci, domnul Vicelic, am notat, sunt patru cetățeni sunt care miroase și Bodoroș, nu știu, am vrut să vorbim, să discutăm, să vedem ce te faci. Deci, în scris. Și mai e ceva. Să faci în scris. Să faci în scris. Să conform legii, da? Dacă nu... Și mai e ceva. Sunt trebuie care sunt în râpă. Bine, oamenii curăță. Ia ce-i bun, ce-i râpă, rămâne acolo. Vine o ploaie, s-a dus totul. Trebuie să faci în... Da, dar tot la primărie, de exemplu. De exemplu, față la Ciușmea, acolo, râpea la Vale. De exemplu, la noi, care vine de pe tablă în jos, doar la primărie acolo. Da. Unde ați curățat. Păi, acolo să fac. Sunt oameni care spun că e bucata mea să te din până aici, pune răchete și când curăță, că las tot acolo și după aia când vine o ploaie, ne-a luat noi tot. Noi mai trebuie să curățăm noi râpa. Dar nu, da. Se poate anunța că râpa dacă a primărie, se poate, dar dacă nu, noaptea a ajuns de acolo. Da, după nu e a primărie. Face foarte rapid de lucruri, da? De exemplu, canalul... Dacă da. Noi vrem ca să facem lucruri, să spunem că sunt cel mai vizură. Da, da, de exemplu, dacă canalul... Dacă îi tai, problema da, da, și canalul ăla care s-a făcut de la Panavale. Deci totul s-a bazat cu reviziile înapoi. Da, asta nu e bun. Și asta când se curăță, că are tot dragul, vine apă și... Da, bine. Am înțeles, domnul Vici. Persoanele exacte, mergeți la fața locului, iar îi faceți în scris ca să-și facă curăță, da? Am înțeles, domnule. Da, da. Mulțumim, o zi bună. Lucrările ședințe de astăzi. Mulțumim de participare. Mult succes.